Bună tuturor și bine ați revenit în familia noastră! În filmulețul de astăzi vreau să vă arăt cum facem noi în fiecare an uleiul picant. Pentru aceasta aveți nevoie de niște ardei foarte, foarte iuți. După cum vedeți, noi avem chili roșu. Este o plantă care se crește foarte ușor și pe balcon, așa cum am făcut și noi anul trecut. Aveți nevoie de niște ulei, de preferabil de măsline, și un borcanel în care să depozitați totul. Acest procedeu este foarte simplu, după cum vedeți, se vor tăia ardeii în jumătate, astfel încât uleiul picant să pătrundă la semințe. Acolo este iuțeala. Aveți grijă să faceți acest procedeu cu un geam deschis. Pe mine acești ardei mă irită foarte tare pe gât, dar pot irita și ochii și mâinile și nasul, așa că faceți asta într-un spațiu aerisit. Acești ardei se pot găsi foarte ușor și în supermarket, cred în tot timpul anului, dacă nu aveți posibilitatea să îi creșteți voi singuri. Și ceea ce mi se pare cel mai ok la acest ulei este faptul că voi l-ați făcut, știți exact ce ați folosit, ce ați pus în el, nu are conservanți, este vorba doar de două ingrediente, și anume ardei și ulei. Va rezista chiar și un an de zile, depinde de ardeii voștri. Dacă vedeți totuși că ardeii rânceazesc înăuntru, îi puteți scoate și folosiți apoi uleiul. Aveți grijă să puneți doar ardeii care sunt sănătoși. Să nu puneți deja ardeii cu bolnavi sau mucegăiți, pentru că normal că va scădea calitatea uleiului și ardeii nu vor mai rezista atât de mult. Dacă aveți totuși ardei care nu sunt de calitatea întâi, să știți că îi puteți folosi și pe aceea, așa cum voi face și eu la sfârșitul acestui filmuleț, vă voi arăta. Îi băgăm în cuptor astfel încât să îi uscăm și apoi îi dăm prin roboțel, îi râșnim și vom obține niște paprika foarte, foarte iute, numai bună de pus în mâncare. După ce am pus aproximativ un sfert de borcanel plin cu ardei, am turnat deasupra uleiul. Am pus capacul și am amestecat puțin. Acum va trebui doar să așteptăm să se îmbine uleiul cu aroma ardeilor, dar asta nu va dura foarte mult. Noi îl folosim în paste, în mâncărurile picante, dar cel mai mult în paste, oriunde. Ne place foarte, foarte mult. Sperăm că o să vă placă și vouă. În această secvență puteți vedea cum am pus ardeii pe o hârtie de copt în tava de cuptor. I-am băgat la 250 de grade în cuptor și am avut grijă să nu îi ard. I-am mai întors și am mai dat cu mâna prin ei. Apoi i-am băgat în roboțelul de râșnit și mi-a ieșit o boia de ardei foarte, foarte picantă, pe care tati iubește să o pună peste orice mâncare. Sper că v-a plăcut filmulețul de astăzi. Dacă da, nu uitați să ne dați un like și pe mâine, da? Pa, pa!